Dragi prieteni, odată cu vizita mea la centrul de la Păstrăveni, întâmplare sau nu, eu aș înclina să cred că nu este o întâmplare, am întâlnit un personaj. În primul rând, așa o să-i spun, nu o să-i dezvălui încă numele, un om pe care dumneavoastră îl cunoașteți, poate unii dintre dumneavoastră mult mai bine decât mine. De ce spun asta? Pentru că urmăresc pe pagina, pe contul de socializare numit Facebook, foarte multe materiale postate de către dumneavoastră și care îl au ca subiect pe cel despre care se face vorbire aici și nu că îl au ca subiect, sunt de fapt postări ale unor materiale de ale dumisale. A ajuns, practic, așa am ajuns eu la o concluzie, că a ajuns să fie un, folosind un termen de ăsta modern, un must have, să ai în jurnalul tău, pe peretele tău, o postare cu un citat din Părintele Hrisostom Filipescu. Cu dumnealui am astăzi, acum, aici, onoarea să stau de vorbă. Să știți că îmi pare tare bine că vă cunosc. Dați-mi voie să vă strâng încă o dată mâna. Mulțumesc din suflet. Pentru că o fac și eu cu sufletul, să știți. Am în mâna mea o carte scrisă de dumnealui, dar pe care mi-a dăruit-o doamna directoare a centrului, da? În schimb, mă pot mândri cu o dedicație deosebită de la Părintele Filipescu. O să vă citesc doar atât: pentru Teodor așa și un PS, iubiți mult, iubirea vindecă. Titlul cărții, puține cuvinte, multă iubire. Bănuiesc că, nu bănuiesc, sunt sigur că asta ar putea fi esența adevăratului creștinism, Părinte. Iubire. Așa este, pentru că vedeți dumneavoastră, de când ne naștem până murim, suntem în căutarea iubirii, cădem, ne ridicăm, rănim pe alții, suntem răniți de alții și când în sfârșit am învățat să iubim curat, pentru ca nimeni și nimic să nu mai murdărească acea iubire, Doamne ne ia la El, să continuăm povestea de iubire cu El, o poveste pe care am experimentat-o și am învățat-o aici prin diferite lecții de viață. Mai mult decât atât, nu suntem pe pământ ni să adunăm cartoane, nu suntem pe pământ nici să adunăm conturi în bancă sau multe mașini sau case de vacanță. Nici chiar conturile de Facebook nu o să le luăm cu noi. Exact. Sunt efemere ca și trecerea noastră pe aici. Da, pentru că vedeți dumneavoastră, am adeseori în minte această imagine că în acel cortegiu funerar al fiecăruia dintre noi în drum spre cimitir, dincolo de prieteni, dincolo de familii, dincolo de sufletele pentru care la un moment dat am însemnat ceva în viața aceasta, nu va fi în urmă un camion cu bunurile pe care le-am adunat. Nu va fi în acel camion nici lucruri, nici cartoane, nici alte lucruri care rămân aici. Ce vom lua cu noi... Pentru care, în schimb, Părinte, uneori ne zbatem o viață întreagă să le dobândim, ne ținem cont de faptul că odată ajungi pe ultimul drum, suntem doar acolo, între cele patru scânduri și așteptăm să ne înfățișăm unei judecăți. Da. Mai devreme sau mai târziu, într-o formă sau alta, fiecăruia dintre noi îi este dat să aibă o întâlnire decisivă cu Dumnezeu. Fie că acea întâlnire se numește o boală, fie că acea întâlnire se numește un om providențial prin care Dumnezeu îi vorbește, fie că acea întâlnire este pur și simplu un moment tainic al inimii, când inima lui Dumnezeu se arătă inima omului. Și atunci întâlnirea aceea este decisivă. Puține cuvinte, multă iubire. Iubind, trecem și prin stadiul de iertători? Mai ales. Pentru că, vedeți dumneavoastră, iubirea și iertarea sunt două aripi cu care zburăm spre cer. Nu se poate una fără cealaltă. Și iertarea, în primul rând, este un cadou pe care ne-l facem noi, zi de zi.
nu pentru că celălalt ar merita întotdeauna iertarea, mai ales dacă vorbim de niște abuzuri emoționale, dacă vorbim de niște abuzuri fizice, sunt adevărate drame, violuri sau mai știu ce. Și ajungem într-un final să ne facem acel proces de catarsis, de curățire interioară, prin care iubim și rana și iubim și pe cel ce a făcut rana. Prin acest proces de iertare, spuneam, trec nu pentru că celălalt ar merita iertarea, ci pentru că eu merit liniștea. E un cadou pe care mi-l fac mie. Îl desleg de datorie. Să însemne asta că suntem obligați să iertăm sau că asta trebuie să vină din noi în mod natural ca o stare a noastră, a omului din noi? A creației divine, până la urmă, noi oamenii. Nu este obligat. Eu așa nu ești obligat să ierți. Pentru că în momentul când așa se întâmplă în lumea cea materialistă, când ești obligat să faci ceva, parcă nu o faci tocmai cu mare plăcere. Eu am câteva filtre prin care îmi verific dacă am iertat pe cineva sau nu. Și iertarea este un proces pe care eu vreau să-l fac, nu pentru că trebuie. Trebuie sunt niște programe adăpostite în subconștient din copilărie. De la mama, de la doamna educatoare, de la doamna învățătoare. Trebuie să fii de nota 10. Trebuie să nu mă faci de rușine. Trebuie să-ți faci nu știu ce obicei. În viață nu este vorba despre trebuie. Este despre vreau sau nu vreau. Vreau și mi-asum tot ce urmează după. Nu vreau și la fel îmi asum tot ce urmează după. În funcție de cum îmi aleg, părinte, vreau sau nu vreau, îmi asum consecința tuturor urmărilor. Bineînțeles, pentru că Dumnezeu... Este întotdeauna oare bine că vreau ceva sau că nu vreau ceva? Cum pot eu să-mi dau seama că e bine să vreau sau să nu vreau ceva? Conștient fiind că fiecare voință a mea sau lipsă de voință vor avea alte urmări. Vedeți dumneavoastră unui copil, dacă îi spui, nu te du acolo, că frige plita aceea, el zice, da. Și când mami și tate s-au întors cu spatele, se duce și pune degețelul acolo, frige, și pe urmă toată viața lui nu mai pune degetul într-un anume loc pentru că știe că frige. La fel și noi, degetul inimii noastre adeseori pune acolo unde frige în viață. Și sunt niște lecții de viață prin care adeseori e nevoie să trecem pentru a gusta iertarea și iubirea și anumite experiențe de viață care nu fac nimic altceva decât să ne maturizeze. Pentru că n-am venit pe pământ cu niște manuale gata, învățate. Ci toată viața învățăm. Cădem, ne ridicăm, iar cădem, iar ne ridicăm. Important este când vine moartea. Că moartea nu vine să te invite la o cafea, cum spunea părintele Arsenie Papacioc, ci moartea vine să te ia. Și atunci, când vine moartea, să nu mă găsească în cădere, în deznădejde, în golul din mine, ci să mă găsească în ridicare. Am căzut, dar, Doamne, în căderea mea sunt cu Tine. Nu divorțez de Tine. Orice aș face, orice aș simți, mă țin scai de Tine. Și mâine iar cad și eu, mâine iar mă duc în brațele lui Doamne și îmi cer iertare. Și orice aș fi până la buza mormântului, eu nu mă despart de Doamne. Se întâmplă ca viața să vă contrazică în spusele dumneavoastră? Adică să vedeți oameni căzuți în deznădejde și care, nu știu, din lipsă de putere, din lipsă de voință, din faptul că refuză ajutorul unui semen, să se lepede de Dumnezeu și să considere că l-a urgisit pentru că are ceva special, ceva anume cu el și să nu vrea să-i mai arate fața, să se întoarcă, să se depărteze, să rămână în deznădejde aia despre care dumneavoastră spuneați adineauri. Da. Sfântul Siloan Atonitul, un sfânt care mi este foarte drag, sufletul meu, are un cuvânt miezos, care este și titlul unei cărți. Țineți mintea în iad, dar nu deznădăjdui. Adică fii sincer cu tine. Vezi iadul din tine, plusurile și minusurile de acolo, dar nu deznădăjdui. Și în iadul acela, ontologic, interior,
nu suntem singuri. Ni se pare nouă că în acea deznădejde, că în acea perioadă în care suntem la podea, suntem singuri. Dar Doamne e cu noi. Și ca un profesor care atunci se dau niște examene și nu suflă studentului rezultatul. Pentru că nu i-ar face un favor asta. Dar îl supraveghează. El nu e singur în sală. El nu e singur pe perioada examenului. Pe de-o parte, iar pe de-altă parte... De-aia vă iubesc facebookiștii, părinte, pentru că le insuflați citate dintre astea, dar sunt binevenite pentru că dau încredere, în primul rând, în propria persoană. Nu sunt singur. Da, niciodată. Dacă vorbim și în viața cea de toate zile, viața cea laică, nu sunt singur, am un număr lângă mine pe care să-mi sprijin capul. Am pe cineva care o să-i cer ajutor în caz că simt nevoia să fiu ajutat. Am nevoie să mă destăinui cuiva. Asta înseamnă până la urmă să nu te simți singur. Apropo cu de atât asta, mai mult când vine corolarul, Dumnezeu e lângă tine. Adică este totdeauna lângă tine și te ajută, vrei, nu vrei. Până la urmă te ajută. Bun, ia să spuneți dumneavoastră acum pe cei care nu reușesc să-și vadă iadul interior în momentul când încep să alunece, încep să cadă, să decadă și se adâncesc în această decădere. Ciudat, furând, mințind, dând în cap unui semen, violând, multitudinea de păcate este fenomenală. Și luând în același timp numele Domnului în ajutor în momentul... Eu am întâlnit, părinte, oameni cunoscuți chiar de-ai mei care puneau la cale un furtișag de cereale, de exemplu, de la fostele CAP-uri și la asta, și în momentul când plecau de acasă, își făceau o cruce mare și spuneau, Doamne ajută să nu mă prindă. Și faptul că a doua zi veneau pe la serviciu și vedeam teferi și stăteam la, măi, ce-o fi cu... Era confirmarea că n-au fost prinși. Că n-au fost prinși. Și nu doar că era o confirmare, dar ei perseverau în chestia asta. Dar acum nu mai în momentul când... societatea civilă din ultima vreme, evenimentele din ultima vreme, la care sunteți și dumneavoastră vrând nevrând martor, nu părtaș, martor, am spus, tulburările astea cu DNA-ul, cu arestări, cu sume colosale vehiculate, sume luate de la noi în mod necinstit, oamenii care prezenți pe micile ecrane, de exemplu, în campanii electorale sau nu doar, în emisiuni de facturi diferite, își declamau buna credință și bunul creștinism de care dau dovadă, faptul că au sponsorizat furând sute de milioane de euro, au ajutat la înălțarea unei biserici sau faptul că sporind pe zi ce trecea averea lor, uitau să se uite la cei de la care luau și sunt semeni dintre noi și trec pe lângă biserici ei și pe lângă troițe și își fac câte o cruce de aia de spui, Doamne, ce credincios e ăsta, nu mai încape credința în el, trebuie să o arate și altora. Cum îi ajutăm pe oamenii ăștia să deschidă ochii? Că se întâmplă, părinte, multe, multe lucruri tare anapoda în țara asta despre care începusem în 90 să cred că are toate șansele de pe lume să revină pe un făgaș dintre ăla bun și cinstit și frumos și plin de iubire. Din păcate, realitatea mă contrazice într-o țară creștină, declarat creștin-ortodoxă, pușcăriile sunt pline. O România a fost avortată din 90 până acum, părinte. Se întâmplă tot felul de mișelii, se omoară oameni poate mai ușor decât ai omorât o muscă. Am înțeles. Eu nu mi-am pierdut nădejdea, pe de-o parte. Pe de-altă parte, nu sunt în măsură să pun etichete pe nimeni, nici să ajutec pe nimeni. Ferească cel de sus să ajungem să punem etichete. Mai mult decât atât. Am eu un cuvânt pe care l-am scris într-un material. Nu împart eu dreptatea. Nu socot eu cine merită și cine nu merită. Cine e vrednic și cine nu e vrednic. Nici măcar în rugăciune las ca lacrimile mele și inima mea să ajungă la Doamne într-un anume fel. Însă, ce pot să spun?
este că am văzut un episod din viața unui om. N-am văzut toată viața lui acolo. Și vă dau un exemplu. Vedem o tânără de 19 ani la braț cu un domn de 47-48. Noi, cei de pe margine, avem tendința să spunem, uite, vezi, e o fată ușuratică. O depravată, da. Îi trebuie banii lui, averea lui, probabil dacă a fost căsătorit, îi strică căsnicia, are nevoie de ceva de la ea. Fata aceasta, după ce defilează într-un anume fel în anumite zone, poate merge la un părinte, poate merge la un psiholog și așează cu un gând și spune așa, părinte, dacă tata măcar o dată mi-ar fi spus că sunt frumoasă, dacă tata măcar o dată m-ar fi luat în brațe, dacă tata măcar o dată m-ar fi mângâiat și l-aș fi simțit aproape, eu nu aș fi fost acum la a doua sau la a treia relație cu bărbați de peste 46 de ani, căutând în ei pe tata, căutând în ei afecțiunea tatălui, căutând în ei dragostea din copilărie pe care n-am primit-o. Și atunci mă întorc la acea imagine în care am văzut un episod din viața unui om, dar n-am văzut toată viața lui. Adică în spatele fiecărui eveniment din acesta, în spatele fiecărui rând, există un istoric despre care noi nu știm absolut nimic. Toți oamenii aceștia de care dumneavoastră mi-ați povestit au avut o copilărie, au avut un trecut mai mult sau și mai am puțin. Pus, care la rândul da. Lui trecut sau copilărie și-au pus amprenta asupra sufletului. Da. Pe de-o parte. Pe de altă parte, cu aceste date, nu știm noi momentele lor de pocăință. Nu știm noi momentele în care se duc și se spovedesc, momentele în care se duc și ridică un om de la podea descurajat, momentele în care poate îmbracă pe cineva sau dau de mâncare cuiva și omul acela nu-l uită niciodată. Și cuvântul acela de mulțumesc sau rugăciunile acelea îi șterg cu buretele înaintea lui Hristos toate neputințele lui. Astea sunt cazuri fericite în momentul când, într-adevăr, în viața respectivului caz apar momente de genul ăsta când își răscumpără cumva toate fără de legile. Nu neapărat de răscumpărare. Simplu fapt că merge la un părinte să se spovedească. În actul spovedaniei, care este mai mult decât un act terapeutic de consiliere la un psiholog, în actul spovedaniei Hristos nu iartă doar din vârful buzelor. Și când a făcut o boacă, ne spune, da, cu 3 ani ce-ai făcut? Da, cu 7 ani ce-ai făcut? Nu. Hristos când iartă, spune Nicolae Steinhardt, iartă boierește și șterge cu buretele tot, ca și cum n-am făcut nimic, ca și cum am fost cei mai cuminți de pe fața Pământului. Și atunci, dacă Hristos l-a iertat, boierește. Cine sunt eu ca să-l mai răstignesc încă o dată? Ca om. Ca om. Muritor și... Cine sunt eu? Țărână din țărână. Cine sunt eu? Dacă Hristos l-a iertat, boierește. Și vă spuneam cu o întrebare mai în urmă, de faptul, de acele filtre prin care ne dăm seama că am iertat sau nu. Și anume, în primul rând, niciodată, oricine mi-a făcut și orice mi-a făcut, nu mai povestesc episodul respectiv. Dacă îl mai povestesc, că acum 10 ani, că acum 5 ani, că trebuie, înseamnă că n-am iertat. 2. Niciodată, dar absolut niciodată, pe omul acela nu mai vorbesc de rău de nimeni, față de nimeni, nici chiar când sunt cu el. Nu am o reactivitate. Mai mult decât atât, îmi dau seama că am iertat pe cineva dacă nici măcar în intimitatea camerei mele nu mă duc cu el pe tavă la Hristos să-l pârăsc. Uite, Doamne, ce mi-a făcut. Că eu pot foarte bine înaintea oamenilor să pozez într-un fel, înaintea lui să pozez într-un fel. Și faptele vieții de zi cu zi chiar n-arată lucru. Fă multă fățărnicie, și atunci, mult fariseism. Atunci eu la Doamne când mă duc, nici măcar nu trec pe un acatist, cum am găsit eu și m-a sfârșit de durere, dușmani mari, dușmani mici, dușmani de moarte. Dacă eu mă duc cu astfel de acatiste ale inimii la altar, înseamnă că n-am iertat. Deci nu-l mai vorbesc de rău, nu mai povestesc episodul și în cazul meu înseamnă că n-am iertat. În cazul unui preot care primește acatistul respectiv și
Îi dă citire sau eu știu? Să nu credeți că părintele care dă citire unui astfel de acatist se roagă pentru dușmanii respectiv ca să pățească ceva rău. Întotdeauna acatistele care ajung la altar sunt dovezi de iubire. De ce vă zic asta? Citeam la un părinte cu ceva timp în urmă ceva asemănător și mi-a formulat de acolo un gând și anume că trebuie să arăte lui Dumnezeu că Ionel are mâine examen la școala de șofer, că Maria are nevoie de ajutor pentru să intre la locul de serviciu acolo sau că mai știu ce Gheorghe are nevoie de ajutor la operație mâine. Trebuie să-i spună lui Doamne, Doamne nu le știe, nu le vede. Și atunci, de ce s-a rânduit să se ducă aceste bilețele la altar? Și să ne rugăm unii pentru alții, pentru a mulți dragoste între noi. Nu pentru a arăta lui Dumnezeu ce are de făcut, ci pentru ca durerea ta să fie durerea mea, bucuria mea să fie bucuria ta. Pentru a intra în comuniune unii cu alții, nu pentru a arăta lui Dumnezeu ce are de făcut. Tocmai de aceea, alți de hârtiuțe care vin la altar, Doamne zâmbește când le vede. Știți? Doamne, zâmbește urmașul lui, nu urmașul, trimisul lui pe pământ, poate nu, poate, nu știu de câte ori s-a întâmplat ca văzând un astfel de acatist în care cineva spune, băi, ăla mă urăște, pe ăla îi vreau rău, să-i se întâmple nu știu ce cu tăruia. Preotul are șansa să vină, să-l tragă de mânecă pe nenea respectivă, să-i spună, nu-i creștinește ce gândești, fiule. Se întâmplă asta în viața curentă? Se întâmplă. Se întâmplă și nu e nevoie de a-l trage de mânecă pe cineva. Pe un copil, când face câte o boacănă și se așteaptă, spre exemplu, a luat un 4, se așteaptă când ajunge acasă, să-l certe. Chiar și tatăl îi zice, tatăl îi zice, uite, astăzi ai luat 4, el ai luat 8, dar mâine poți lua 10. Depinde de tine. Așa și aici. Dacă într-o întâlnire din această providențială cu un părinte, părintele acela toarnă cărbunii dragostei pe inima acelui suflet înghețat, este mult mai de folos decât dacă arătăm cu degetul niște citate sau mai știu ce alte lucruri. E nevoie să ne simțim mai mult. Să lăsăm inimile noastre. Mai mult. Asta da, să lăsăm inimile noastre este să-și vorbească. Vreau să mai abordez cu dumneavoastră, dacă timpul vă permite, părinte, încă două subiecte. Unul referitor la vizita dumneavoastră în acest centru și la faptul că, așa cum spunea și doamna directoare, sunteți nu colaborator, faceți parte din familia centrului. Practic că veniți aici, v-am văzut la... Chiar când ați intrat și cum v-au întâmpinat copiii care radiau de bucurie că sunteți din nou lângă ei. Așa este. Copiii, repet, nu pot să mă dezbăr de copiii, văd pentru că sunt luminoși, sunt fericiți și au suflete mari. Și inima copiilor niciodată nu minte. Pentru că întotdeauna copiii trăiesc în prezent, nu trăiesc nici într-un trecut pe care nu-l mai pot schimba, nici într-un viitor plin de frici ce o să se întâmple, ci se bucură de prezent. Și un copil, spre exemplu, dacă acum se ceartă și zice, nu te mai vreau să te mai văd, urâtule, că mi-e la cuburile. Peste 5 minute se joacă și se împacă. Știu eu, prieteni ca și cum nu s-a întâmplat nimic între ei. De ce? Că pentru ei bucuria e mult mai importantă decât orgoliu. Cine a avut dreptate, cine nu. Și așa. Deși copiii sunt aparent neiertători și destul de răutăcioși așa între ei. Ați observat și dumneavoastră. Așa este. La copiii cei pe care știm noi din viața de zi cu zi. Că uite, Ionel e mai grăsuț, uite... Maria e pistruiată sau ceva de genul ăsta și ei încearcă să folosească nu sămetehne, nici beteșuguri astăzi. Chestii de moment, oricum, peste câțiva ani totul se va schimba în fizionomia respectivului copil, dar pe moment vrea el un pic să folosească chestia asta ca pe o mică armă, așa, ca pe o mică asemânecă. Știți de ce? Aici vin ca psiholog clinician și am o frumoasă activitate și mulțumesc, doamne directoare, pentru această colaborare. Însă, am făcut ceva formări și în psihoterapie sistemică de cuplu și familie. Ca și psihoterapeut, nu doar ca și psiholog. Pe care le voi încheia curând. Acolo am învățat
că întotdeauna copiii sunt buleiți emoțional ai părinților. Un copil spune la vedere ceea ce face un părinte un ascuns. De ce? Stați să termin ideea. Vă dau un exemplu foarte practic. Spre exemplu, e familia la masă și la un moment dat, la ușă, sună vecina că îi trebuie o cană de zahăr sau mai știu ce să-și facă cu prăjitură. Mămica se duce la ușă, deschide, își pune măscuța pe față, îi zâmbește într-un anume fel, îi dă zahăr sau nu-i dă, dar de obicei îi dă, că dacă nu știe toată scara blocului că n-a dat. Și pe urmă, după ce se închide ușa, dă măscuța jos și vine la masă și începe: ai văzut? Nesimțit, dar n-are o cană de zahăr în casă? Sigur a venit să mă verifice dacă îi dau, dacă nu-i dau, ce fac acasă? Era mai creștinește să-i fi spus: nu pot să-ți dau sau nu vreau să-ți dau, mai cinstit? Nu acolo în baie, în altă parte știu vreau eu să ajung. Copilul a fost la masă și a văzut ce fel a abordat-o pe vecină. Cele două măști ale mamei. Și a văzut când s-a întors la masă altceva. Ei, aceasta este o amprentă care se pune pe mintea și pe inima copilului. Mama pe deasupra vorbește despre mere, dar pe dedesubt despre cuțite. Și limbajul acesta paradoxal este un limbaj toxic pentru un copil, indiferent de vârsta copilului. Aceste limbaje paradoxale, v-am dat un exemplu așa foarte neutru, dar se întâmplă în cuplu să fie aceste limbaje paradoxale. Părinții să aibă probleme de cuplu, să-și transmită niște mesaje verbale sau non-verbale, iar copilul să le simtă. Să fie martor și să le simtă. Și să le simtă. Să fie marcat. Bineînțeles, și să aibă niște reactivități pe parcurs. Tocmai de aceea, eu tot timpul am tendința în consiliere să mă întorc la rădăcini. Să mă întorc la rădăcini, să vedem ce a fost acolo. Pentru că cei 7 ani de acasă sunt decisivi. Iar științele, neuroștiințe demonstrează că până la vârsta de 5-6 ani, un părinte este Dumnezeu pentru copilul lui. Exact. Și atunci copilul... Copilul, în primul rând, învață prin imitare, părinte. Cine sunt primele persoane pe care să le imite, firește, părinții? Da. Și atunci, cutume, și pune obiceiuri mai bune, mai rele, da? Copilul, la un moment dat, discerne între două măști, ajunge la decizia de a... Nu, la o mare concluzie. Sunt două măști, le pot folosi și eu. Și pot găsi și o a treia mască. Dacă e nevoie. Dar am două deja cu care pot jongla. Janus, știți, cel cu două fețe? Una râde, una plânge. Una poate fi a meschinării, una poate fi a bucuriei manifeste. Da. Le poate folosi, ajungem la probleme foarte mari care pot greva mult asupra comportamentului unui copil, asupra devenirii lui ulterioare. De asta spuneam eu la început că am văzut un episod din viața unui om, n-am văzut toată viața lui acolo. Tot vorbim de copii, despre copii, și asta poate ați auzit și dumneavoastră știrea, cel puțin la nivel de Neamț, de județ Neamț. Ca procentat, 94% dintre copii, de fapt nu dintre copii, dintre părinți aparținătorilor legale au cerut continuarea orei de religie, prezența copiilor la o oră de religie. Procentul poate părea foarte mare, 94%. Putem vedea, dacă am fi un pic pesimiști, și lipsa celor 6% care să facă un întreg dintre asta, e bine, e rău, nu știu ce probleme îmi pun eu, nu despre utilitatea existenței orei de religie în școlile nemțene românești, cât despre continuitatea demersului educațional al acestor ore, finalitatea, de fapt, a demersului. În fiecare zi, cel puțin în cotidienele locale, este cel puțin o știre despre cel puțin un elev de școală care ajunge la urgențe pentru că este sub influența unor substanțe halucinogene, etnobotanice, alcool, multe altele. Copii de școală ies pe stradă și pradă bătrâni și împing și jefuiesc. Copii, că la până în 14 ani ești copil trecut prin școală, care a ajuns să omoare un alt copil sau chiar un adult, copii care jefuiesc, copii care
nu știu, fac atâtea lucruri incredibile, încât stai să te gândești prin ce fel de școală au trecut și la ce fel de ore de religie au fost părtași. Stau să mă întreb, eu ca observator, de undeva de pe marginea fenomenului, nu fac parte nici din miezul lui, dar nici nu sunt undeva foarte, foarte departe. Undeva sunt un satelit acolo și stau și mă minunez și mă încrâncenez. Sunteți părinte? Din păcate nu. Nu, din păcate nu sunt părinte. Am înțeles. Am scris la un moment dat pe una din paginile de Facebook despre faptul că nu noi salvăm ora de religie, ci ora de religie ne salvează pe noi. Pentru că vorbeam cu doamnă doctor din Bacău nu de mult despre un episod și anume că dumneaei fiind medic pe ambulanță în noaptea de înviere ambulanța Nino de foarte multe mai ori mult în decât oraș, în alte zile, da? Pentru astfel de cazuri, tineri în comă alcoolică, tineri cu substanțe nobotanice. Ca să nu mai spunem că marea petrecere așteptată de foarte mulți tineri, dar nu doar de tineri creștini, ortodoxi, români, este cea din noaptea de înviere prin cluburi și dacă sunt acolo și televiziuni, să ai imagini. Nu, asta tineri suntem peste tot. Peste tot, și așa. Nu ține, tinerețea nu ține dar cont de dar s-a cam mutat sărbătoarea care era una a familiei, una aia în jurul mesei de mulțumire, în primul rând, că s-a întâmplat, de mare bucurie că s-a întâmplat minunea învierii, de exemplu, sau minunea nașterii Mântuitorului. Era acolo. S-a am înțeles. Diluat. Altceva vreau să subliniez la acel episod, ce anume că aceste lucruri se întâmplă cu o oră de religie pe săptămână. Da. Imaginați-vă, dacă nu ar mai fi acea oră de religie, cât de mult s-ar dubla aceste cazuri. Credeți că s-ar întâmpla mai multe cazuri decât atât? Da. Pentru că de ce vă zic lucrul acesta? Știți pilda seminței, părinte, da? Da. Aruncată pe pământ sterp și să 7 ore de religie pe săptămână. Să nu ne îndepărtăm prea mult. Eu nu cred într-un pământ sterp. Vreau să mă întorc înapoi și anume pilonii pe care se bazează familia dintotdeauna au fost familia, exact, biserica și școala. Dacă aceste trei într-o ordine ancestrală, bine stabilită, într-o comuniune, fără nicio ierarhie, nu există luptă de putere între familie, școală și biserică. Așa ar trebui. Există, să știți. Nu există luptă de putere, ci suntem împreună colaboratori și facem o echipă. Prima școală a fost în biserică. Asta nu poate la nimeni. Doar dacă ne gândim, dragi prieteni, la amintirile din copilăria lui Creangă, dascălul din Humulești învăța slova pe copii, folosea ceaslovul pe post de carte de învățătură, nu? Da. Îi mai altoia în momentul când aia prindeau muște și nu erau atenți la spusele lui, dar de reținut de aspectul ăsta, dascălul de la biserică era și învățătorul copiilor. Așa este. Însă, spuneam că dacă cele trei instituții, familia, biserica și școala, fiecare în parte își fac treaba până la capăt și împreună colaborează, generația de mâine este o generație care nu numai că va avea cine să ne aprindă o lumânare la mormânt, este o generație care nu numai că va privi în urmă cu recunoștință, dar este o generație care mai departe va transmite aceste valori. Valori, lumină și sănătate de orice factură. Se îngrozesc părinți, am vizitat împreună cu colegul meu, Mihai Anania, de exemplu, și cu alți colegi de la TLM, cămine de bătrâni, oameni necăjiți în viață, oameni munciți, oameni credincioși care au avut copii, au dorit să aibă copii tocmai din dorința ca unul cel puțin dintre urmașilor să aibă grijă de ei, oameni care nu mai auziseră de copiii lor de ani de zile din momentul când i-au abandonat, pur și simplu i-au zvârlit acolo în căminul ăla, unde au condiții foarte bune, unde sunt îngrijiți, dar nu sunt acasă, părinte. Nu sunt în casa lor la care au trudit poate și ei și părinților în cazul unora, bunicilor, au fost dezrădăcinați.
de către niște copii crescuți de ei, crescuți cumva, au greșit părinții, a greșit școala, la un moment dat a spus de o comuniune. Când ceva nu merge, una dintre rotițele astea scârție undeva, este, oricare dintre ele? Este foarte important ca școala să nu se aștepte să facă biserica ce trebuie să facă ea, părinții să nu se aștepte să facă școala ce e nevoie să facă ei acasă și lucrurile merg în rocadă. Însă, vă dau un exemplu practic pentru a înțelege cum funcționează mecanismul și anume, o întâmplare pe care am spus-o și într-o seară de curând. Un copil iese cu tatăl lui dintr-un mall și tatăl într-o mână are foarte multe sacoșe și în cealaltă și la un moment dat copilul se agită în jurul lui. Și tatăl zice, măi, dar potolește-te odată, ce tot te foiești atât? Dacă uite, aici ți-am luat Spider-Man, dincoace ți-am luat echipament sportiv, dincoace ți-am luat o consolă, aici ți-am luat niște dulciuri. Și copilul zice, tati, tati, ia-mă de mână. Știți? Trăim într-o perioadă în care noi credem că dacă îi dăm copilului anumite lucruri pe care noi nu le-am avut cândva, pentru că și noi există acea carență, ne-am făcut datoria. Încercând să cumpărăm, de fapt, da, dragostea copilului, admirația lui pentru noi, da, sau, mă rog, să ne închipuim că în felul ăsta copilul este fericit, ne înșelăm cumplit. O prezență a mamei sau a tatălui, o atingere a mamei sau a tatălui, un timp petrecut de calitate cu un copil și iubit nu pentru nota din carnet, ci pentru nota din inima noastră, sunt lucruri care nimic nu le poate compensa. Pentru că în viață nu este despre ce ai, ci despre cine ai. Lângă tine. Lângă tine, da. Ca prima întâlnire, părinte, eu sper să mai urmeze și altele și să mai putem dezbate. Eventual, eu vă invit de pe acum, în cadrul unei emisiuni, la postul nostru de radio, de televiziune, scuzați-mă, emoțiile, credeți-mă, să vă puteți adresa în direct telespectatorilor noștri. Multe sunt de spus, multe sunt de făcut, ce să mai spun. Nu uitați, dragi prieteni, într-o comuniune, toate rotițele trebuie să meargă la unison, să fie la fel de bine. Unse, părintele a spus bine, n-am să insist pe această spus a părintelui, dar fiecare rotiță din cele din comuniune poate scârți. Cu altă ocazie o să-l întreb, pentru că toate trebuie să meargă bine ca întregul să funcționeze bine. Altă dată o să stau de vorbă cu părintele și o să-l întreb cum putem asigura sau cum putem ajuta la buna funcționare a fiecărei rotițe, urmând ca altă dată să vedem cum putem face întregul să se mențină și să funcționeze. Părinte, vă mulțumesc! Cu mare drag și cu bucurie! V-am răpit din timpul dumneavoastră nu pentru acest interviu. Nu mă așteptam, a fost o surpriză mai mult decât plăcută pentru mine. V-am cunoscut în carne și oase, nu doar după like-uri și postări. Am în mână cartea scrisă de dumneavoastră, am și dedicația de la dumneavoastră, pentru care încă o dată vă mulțumesc. O să vă mai citesc încă o dată, adică doar PS-ul, dragi prieteni. Iubiți mult, iubirea vindecă. Țineți cont de această spus a părintelui, de această dedicație. Veniți și voi, dragi prieteni, aici la Păstrăveni, să vedeți de ce este nevoie să iubi, nu nevoie. Deci o să simțiți impulsul natural de a iubi, pentru că iubirea vindecă. Și o să vedeți că cei care au nevoie de iubire se va vedea pe fața lor că sunt în plin proces de vindecare. Băi. Eu sunt la Schituții Bucani, aici la Păstrăveni, doar vin o dată pe săptămână. Am înțeles, nicio problemă, da. La Schituții Bucani. Eu vă invit și la Schituții Bucani, dragi prieteni, dar aici la Păstrăveni, unde vine părintele și nu vine degeaba. Vine ca prieten, vine ca psiholog, vine ca un frate mai mare al copiilor de aici. Și ca un prieten al cadrelor didactice din centru. Dorim să aducem pe Hristos oriunde și să învățăm să ținem candela iubirea prinsă oriunde. Indiferent de cicatricile de pe trup, de pe minte sau de pe inimă. Mulțumesc, părinte. Cu mare drag. Dragi prieteni, încă o dată, iubiți mult,
Iubirea vindecă.